și bine ați venit la nivelul nostru în această seară. Știți, când am strâns aici inițial, actorii aveau emoții, acum am eu. În fine, ideea acestei serii este următoare. Ne-am gândit să strângem cât de multe cărți putem pentru niște copii, niște copii români din Ucraina. Și împreună cu partenerii noștri, Studenți pentru Viață și Clubul Mărăbureșenilor din dreapta Tisei, cu doi actori tineri și frumoși. Și încă unul. Stai așa, că avem, aici e un dichis. Ioana Picoș Făgădaru și Adi Lebodatu, cărora li s-a alăturat un povestitor pe nume Antonio. Tot actor. Ne-am gândit să ne întâlnim și să povestim pentru copiii din Ucraina. Dar mai multe despre acest proiect o să vorbim și cu președinta Asociației Studenți pentru Viață, Alexandra Nadane. Alexandra, te rog, Doamne ajută și bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Studenți pentru Viață este o asociație studențească înființată în 2013. Avea activitate se bazează pe trei obiective. Sprijinim tinerile aflate în situații de criză, oferim programe de formare și educație pentru familie și pentru viață adresate tinerilor și ne implicăm în situații de violență în diverse cauze sociale. Eu sunt așa de multă vreme apropiată de tema aceasta românilor de pretutindeni, pentru că, așa cum știți, există români în țară, există români în diasporă, dar există și români acolo unde granițele istorice s-au transformat, acolo unde s-au întâmplat diferite fenomene, mai mult sau mai puțin dorite. Și exemplul românilor din Ucraina este unul foarte grăitor, pentru că atunci când s-au schimbat granițele, foarte multe sate românești au rămas acolo, lor nu li s-au mai dat voie să se întoarcă, s-au blocat, s-au închis granițele. Și atunci au avut de suferit pe plan social, pe plan cultural, pe toate planurile care țineau de viața lor. Unul din aspectele importante este legat de păstrarea limbii și a culturii. De foarte multe ori drepturile lor sunt încălcate, nu se găsesc materiale educaționale, nu se găsesc cărți. Evenimentele culturale se fac foarte multă străvință, sunt acolo niște intelectuali, niște primari de sate care se implică foarte, foarte mult în sprijinirea drepturilor românilor. Și aceștia ne-au cerut sprijinul, suntem și cu Asociația Românilor din dreapta Tisei, care n-au putut ajunge astăzi aici, dar o să vorbesc și numele lor. Și de la ei a venit propunerea. Ei mi-au zis de mai multe ori că ar fi nevoie să se strângă cărți pentru românii de acolo, pentru copiii de acolo mai ales. Așa că ne-am gândit că perioada aceasta în care fiecare om are o deschidere mai mare către a dărui, către a fi aproape de ceilalți, să facem această campanie și cărțile vor ajunge la sfârșitul acestei luni, chiar eu personal mă voi duce în unul din satele din Ucraina și voi da cărțile copiilor și familiilor de acolo. Așa că vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să veniți aici. Mulțumesc părinților care și-au dus copiii, pentru că eu îmi cunosc, eu spun colegii, nu sunt actriță, dar nu sunt prieteni tare buni și iubesc foarte mult. Așa că știu ce pot și mă bucur, nu o să vă pare că sunteți în seara asta aici. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum o să-i lăsăm pe dragii noștri actori să înceapă povestirea. Este darul lor pentru copiii din Ucraina, un dar pe care îl vor primi în format video și de care se vor bucura de Crăciun. Așa, Alexandra? Bineînțeles, și copiii de aici, dar în special copiii de acolo. Aventurile corpușorului de zăpadă. Mingea, fulgi grei de zăpadă se prelingeau din înaltul cerului, îmbrăcând orașul într-un veșmânt alb și acoperindu-i, fără deosebire, atât petrecătorii grăbiți, cât și casele, copacii, drumurile, mașinile, tomberoanele de gunoi de la capătul străzilor. De fapt, Nikita și Nastea vedeau doar vârfurile acoperite de zăpadă ale copacilor, precum și ferestrele de la ultimele etaje ale blocurilor de vis-a-vis. Era
Era deja a treia zi de când zăceau la pat cu temperatură și asta nu era cel mai rău lucru care li se întâmplase. Ei nu mai aveau voie să iasă afară, să se joace și să desfășoare activitățile preferate. Nu mai rămăsese decât o cameră și zăpada de afară. Aveau dureri de cap, le țiuiau urechile, iar siropul de coacăze nu era bun la gust. Nastea! Hei, Nastea! Strigă Nikita. Sunt aici. Dormi? Nu. Nikita oftă. Oh, nici eu nu pot dormi. Probabil că toți copiii se joacă afară. Copiii vorbeau în șoaptă fără motiv. Nastea! Hei, Nastea! Ce s-a întâmplat? Crezi că există oameni care nu se îmbolnăvesc niciodată? Oh, cred că oricine se poate îmbolnăvi. Nu-i adevărat, sunt oameni care nu se îmbolnăvesc, șopti Nikita. E bine, dacă așa vrei tu. Nu, nu se îmbolnăvesc niciodată, numai că ei nu sunt adevărați. Dar cum sunt? Ei se găsesc în magazinele de confecții. Ghici cine sunt? Manechini! Ghici-i veselă în astea. Mai pot fi și sculpturile. Așa e! Ei sunt din piatră sau fier și nu pot avea guturai. Copiii începură să râdă tare. Dacă stăm să ne gândim, și manechinii sunt uneori bolnavi, spuse Nastea, chicotind. Pot să piardă câte o mână și atunci ei trebuie să se trateze, trebuie să-și o lipească. Vai, dar reții minte pe cei de la centru comercial care nu aveau capete? Ah, desigur! Mai, da. Când eram mică, mi-era frică de ei. Mama intră în cameră, le luă temperatura, le dădu medicamentele și le citi o nouă poveste. Ana Picuș, Făgădaru, Apita Poda, Antonio, Mincă. Mulțumim foarte mult pentru dragostea cu care ne-a împărtășit această poveste și nu numai nouă și copiilor din Ucraina. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit. Sperăm că ați avut răbdare să participați la acest eveniment, deși este primul pe care îl organizăm în librăria noastră de acest fel. Totuși, toate cutiile acestea pe care le vedeți aici sunt pline cu cărți pentru copii. Copii care se vor bucura de Crăciun datorită dumneavoastră. Mulțumim tuturor și de aici și din țară care ne-au trimis cărțile. Să aveți sărbători fericite toți. Mulțumim foarte mult. Doamne ajută! Din ocolind înalțător, pe tristețe mă dor. Noaptea cântă cu îngericor, în adâncuri tăcute cobor. Amintirile să le aduc, un suflet de iar e Crăciun. Suflet de iar e Crăciun.